Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 16, de la versetul 3 la 5, pagina 1110. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Spuneți sănătate Priscile și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătate lui Epimen, preiubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Amin. Iubiți dragi surori, doamnelor și domnilor, capitolul al 16-lea al Epistolei Apostolului Pavel către Romani conclude această scriere deosebit de profundă, deosebit de adâncă în conținut teologic, în conținut biblic, în revelația lui Dumnezeu sau descoperirea lui Dumnezeu despre viața practică a Bisericii, despre raportul lui Dumnezeu cu Israel în trecut, prezent și viitor, și lucrul acesta este integral. Vă readuc aminte pentru cei ce ați studiat împreună cu mine chestia aceasta în capitolele 9, 10 și 11 a acestei epistole. Capitolul 9, 10 și 11 este un pasaj dedicat în exclusivitate poporului evreu. Capitolul 9 vorbește despre istoria trecută a lui Dumnezeu cu Israel. Capitolul 10 vorbește despre istoria prezentă, actuală a lui Dumnezeu cu poporul evreu. Și capitolul 11 vorbește despre istoria viitoare a lui Dumnezeu cu poporul Israel. Recunoașterea acestui fapt face pe mulți să tragă concluzii eronate în legătură cu ceea ce Apostolul Pavel scrie în aceste pasaje. Apoi, urmează din nou viața practică de la capitolul 12 înainte și Apostolul Pavel întotdeauna, inspirat de Duhul Domnului, știe să vorbească practic. Când conclude în capitolul 16, Apostolul Pavel dă dovadă de o manieră ilustră de a-și onora pe aceia care l-au ajutat în lucrarea lui Dumnezeu. Cu o memorie foarte sănătoasă, el amintește pe fiecare și amintește cu particularitățile cu care acele familii, acei prieteni au știut să participe în lucrare, să suporte, să sprijinească lucrarea. În pasajul pe care l-am citit eu, Apostolul Pavel și începe deja cu a doua menționare și este casa Priscilei și lui Aquila. Dimineața aceasta, aici în Biserica Emanuel, după cum ați putut să vedeți și pe internet, patru familii au venit cu copiii înaintea Domnului pentru ca numele Domnului să fie pus sau rostit peste copii în actul sfânt a ceea ce Biblia numește binecuvântarea copiilor. Datorită acestui eveniment care a avut loc în Biserica Emanuel, mesajul meu concluziv pentru această dimineață va fi un mesaj care privește aspecte legate de familie, așa cum rezultă ele din acest pasaj în care Apostolul Pavel menționează o casă, casa Aquilei și Prisciliei. Mesajul care mă voi adresa dumneavoastră în numele Domnului Iisus Hristos se intitulează O familie memorabilă. O familie memorabilă. Apostolul Pavel nu uită. În memoria lui a rămas vie această familie. Nu uită relația cu această familie, părtășia din această familie, nu uită particularitățile de această familie, deși mențiunea pe care o face cuprinde doar trei versete legate de familia Priscilei și Aquilei. Faptul că Apostolul Pavel menționează această familie cu particularități pe care le vom vedea și faptul că în mintea lui Pavel și în inima lui Pavel, în sufletul lui a rămas în memorie casa aceasta, este important și pentru noi să ne gândim asupra familiei și casa noastră din această perspectivă. Care este memoria care rămâne în urmă?
Potrivit cuvântului pe care l-am citit, frate și surori, doamnelor și domnilor, familie memorabilă în sensul pozitiv al cuvântului, că poate să fie o memorie negativă despre casa ta sau despre casa mea. În cuvintele Apostolului Pavel, o familie memorabilă, în ochii lui Dumnezeu și în ochii slujitorului Dumnezeu, este în primul și în primul rând o familie care este implicată pozitiv. Este implicată pozitiv. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în versetul 3 și 4. 3 și 4. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Vedeți, noastră, un fenomen se întâmplă, noi menționăm deseori, unde îl menționăm sub aspect așa mai amuzant, ca să nu supărăm familiile și să nu cauzăm o pagubă mai mare decât cea care este în sensul prezenței fizice la casa Domnului. De exemplu, tinerii noștri se căsătoresc. Ne bucurăm de evenimentul acesta, ne bucurăm împreună cu familiile care sărbătoresc căsătoria. Au fost foarte activi în biserică sau mediu activ. Au venit la cor, au venit la orchestră, au venit la fanfară, au cântat în grupuri de închinare, au participat la școala duminicală, au fost ușieri, au făcut o slujbă oarecare în casa lui Dumnezeu și ne-am bucurat de slujirea lor. Imediat după ce s-au căsătorit, sigur, nu există pretenție mare de la ei în prima lume. Este luna de miere. Trebuie să se cunoască, trebuie să fie împreună și de acolo încolo tot așa trebuie să fie. Dar problema care se remarcă este sărăcia implicărilor. Nu-i mai vezi de multe ori nici în casa lui Dumnezeu, ca să nu mai spun că nu-i mai vezi la cor, la orchestră, la fanfară, la școala duminicală, la programe de tineret, în participare în viața bisericii. Este o retragere din viața bisericii, din activitate. Și familiile acestea așteaptă să fie binecuvântate de Dumnezeu, în ciuda faptului că ele nu vor să fie o binecuvântare pentru lucrarea Dumnezeu. Alți tineri stau o vreme în casa Dumnezeu, după aia dispar pentru un an sau doi, apar iar dispar pentru câțiva ani, după aceea vin din nou și vin trei săptămâni la casa Domnului și vin și spun, vrem să ne căsătorim. Foarte bine. Pentru ei, biserica este o instituție pe care pot să o folosească în scopuri personale, în interese personale. Este o atitudine înjositoare la adresa Bisericii lui Hristos, o atitudine înjositoare la adresa lucrătorilor lui Dumnezeu. Sigur, dacă spunem lucrurile acestea, nu spunem că să scoatem pe cineva din biserică, de fapt de gândul acesta. Cuvântul Domnului este acesta și eu îl cred și de aceea și trăiesc ca atare. Spune, înțeleptul câștigă sufletele, nu pierde, nu exclude, nu pierde. Un înțelept câștigă suflete pentru Domnul. Însă vreau să vorbesc acestor tineri, vreau să vorbesc acestor familii, să înțeleagă că implicarea lor în viața bisericii, în lucrarea lui Dumnezeu, este un prilej înaintea Domnului de a fi folosit de Dumnezeu ca ei să-și capete binecuvântare. Priscila și Aquila sunt oameni care se implică. Tocmai de aceea despre ei se vorbește și în Cartea Faptelor Apostolilor. De exemplu, când Apollo, mare predicator al timpurilor primare ale bisericii, deci primul secol după Hristos, Apollo, mare predicator, a fost întâlnit de această familie și știți acea incidență în care Aquila și Priscila spune că s-au apropiat de acest predicator, au văzut râvna zelul lor, dăruirea lui pentru cuvântul lui Dumnezeu și felul în care el explica cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu putea să stea în față cu argumente, cu contraargumente. Spune cuvântul Domnului că această familie, și mi-e place foarte mult aspectul acesta, pentru că ați observat și în modelul de predică și în arta de predică pe care eu am promovat-o în Biserica Emanuel, cel puțin din perspectiva mea, este să dăm atenție lucrurilor care celor mai mulți scapă. Spune, l-au luat deoparte de Apollo și i-au arătat, văzut de expresia pe care o folosește Cornilescu, i-au arătat mai cu deamănuntul lucrarea Domnului. Adică, i-a spus, foarte bune argumentele tale, deci sunt foarte adânci, sunt foarte puternice. Dar știi ce? Taina lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, stă în detalii. Ia învață
Și uite-te la detalii, uite-te la virgule. Și când să te uiți la ele, ai să vezi o înțelepciune în Dumnezeu pe care n-ai văzut-o nicăieri în altă parte. Și argumentele cu care apoi vei veni în actul predicării și demonstrării Dumnezeirii Domnului Iisus Hristos vor fi mult mai puternice, mult mai eficace. Și Apolo, pentru că era un om temător de Dumnezeu, nu s-a simțit ofensat de intervenția acestei familii. Dimpotrivă, a intrat în familia aceasta, a învățat cu deamănuntul care lui Dumnezeu și se vede că a fost folosit de Dumnezeu într-o manieră aparte în timpul acela. Deci, Acuila și Priscila sunt o familie care se implică, se implică pozitiv. Implicarea lor este în lucrul lui Dumnezeu. Și nu numai în lucrul lui Dumnezeu, implicarea lor este în părtășire frățească. Faptul că Apostolul Pavel menționează această familie, o menționează și din perspectiva părtășirii. Foarte mulți oameni se plâng de singurătate. Și este un adevăr acesta. Se plâng de singurătate pentru că lipsește părtășirea. Bisericile se plâng de singurătate. Cum vorbeam în multe alte împrejurări, menționez chiar în această dimineață și pentru dumneavoastră care poate sunteți singuri acolo în cameră sau în birou în care vă găsiți și vă uitați la internet, sunt singuri. Pot să fii, de exemplu, în mijlocul unei mulțimi de 1000 de persoane și să te simți singur. Vă aduceți aminte de acel slăpănoc de 38 de ani la Bethesda, unde sute de bolnavi sunt adunați și nu numai că sute de bolnavi sunt adunați. Imaginați-vă că bolnavii aceia nu au venit singuri fiind bolnavi, nu? Și ele se slăbănoc, a trebuit să fie adus de altul, de alții. Deci mulțimea este mare și când Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat acestui om bolnav, acestui paralitic, cu această întrebare specifică, vrei să te faci sănătos? Amintiți-vă răspunsul pe care l-a avut. Doamne, ce-a zis? N-am pe nimeni. Sunt singur. Deci, singurătatea poți să experimentezi chiar în mijlocul unei mulțimi, chiar în familie, chiar în biserică. Lipsește părtășia aceasta multor frați, multor surori, multor familii. Acuila și Priscila este o familie care se implică, nu numai în lucrul Domnului, dar se implică pozitiv și în actul părtășiei frățești. Apostolul Pavel laudă această părtășie. Și este o părtășie care se vede în cel de-al treilea aspect, dacă vreți, asupra acestei familii, și anume implicarea ei în primirea de oaspeți. Apolo și-a găsit loc în casa lui Priscila și Acuila. Apostolul Pavel și-a găsit loc în casa aceasta. La părtășie și-a găsit loc la o mâncare bună, la o hrană bună, la o părtășie bună, pentru că, de fapt, cuvântul Domnului ne învață chiar și acest aspect, îmi zice prin autorul Epistolei către Evrei, capitolul 13, versetul 2, să nu uitați primirea de oaspeți. Să nu neglijați lucrul acesta. Pentru că unii, chiar fără să știe, când au primit oaspeți, s-au trezit în final că oaspetele care a fost în casa lor a fost un înger, un sol special al lui Dumnezeu trimis ca să îi binecuvinteze. Deci, priviți în familia aceasta și să privim în familia aceasta. O familie memorabilă, în sensul pozitiv al cuvântului, în sensul dumnezeiesc al cuvântului, deci memoria aceasta pe care Dumnezeu o păstrează despre noi, este o familie care este implicată pozitiv. Casa lui Acuila și Priscila este o casă implicată în lucrarea creștină, este implicată în părtășia creștină și este implicată în această lucrare sfântă a primirii de oaspeți. De ce? Pentru că ei doresc și vor ca această familie a lor pe care au avut-o să fie o familie binecuvântată și memoria casei lor, memoria familiei lor să fie o memorie binecuvântată. Uite-te în dreptul tău și uite-te în casa ta. Uitați-vă familii tineri, în dreptul dumneavoastră, la implicarea dumneavoastră. Uitați-vă ce doriți să vă căsătoriți. Nu folosiți Biserica lui Hristos drept o instituție pe care credeți că o puteți manipula. Poate că pe noi ne puteți manipula, dar nu pe Domnul. Dacă doriți cu adevărat binecuvântare, implicați-vă. Nu stați deoparte. Nici nu vă scuzați cu părerile acestea prea des menționate. Eu nu am niciun talent, eu nu am nicio slujbă, eu nu am nicio ocupație. Dacă vreți să aveți ocupație, stați de vorbă cu noi, că vă dăm din belșug, nicio problemă. Vă putem face program. Dar nu este aceasta. Programul trebuie să vă faceți dumneavoastră să vă implicați singur, pentru că nimic în lucrul Domnului nu trebuie făcut de silă, din silă, din pinți, din spate. În al doilea,
O familie memorabilă. Pe lângă aceea este implicată pozitiv. O familie memorabilă, înainte lui Dumnezeu și înaintea slujitorilor lui Dumnezeu, transformă casa lor în biserică. Uitați-vă ce vorbește Apostolul Pavel. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Observați? Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Cred că am menționat ceea ce urmează să remenționez în momentul acesta. Va fi bun pentru noi toți, este bun pentru dumneavoastră, de asemenea, care vă închinați în momentul acesta sau a doua zi sau a treia zi când ați deschis internetul, să fiți împreună cu noi. Uitați ce se întâmplă, frați și surori, doamnelor și domnilor. Mențiunea pe care doresc să o fac este una comparativă și am să vă explic scurt, pentru că așa este timpul nostru dimineața aceasta, Biserica Emanuel, am să vă explic pe scurt ce anume este în inima și în mintea mea. De exemplu, dacă deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine, comparativ aceasta, la Ieremia, capitolul 37, cu versetul 15. Ieremia 37, cu 15, comparat cu Romani 16, cu 5, uitați ce spune în Ieremia. Căpeteniile, asta înseamnă lideri în cazul de față, mâniate pe Ieremia, l-au lovit, pentru că nu le-a plăcut slujba lui, profeția lui. Și l-au aruncat în temniță, auziți, în care în temniță? În casa logofătului Ionatan, căci o prefecuseră în temniță. Ce rușine! Sunt oameni care și astăzi nu sunt mai inteligenți și mai temător de Domnul ca și acest logofăt sau secretar, dacă vreți, care în loc să aibă în casa lui bucuria și prezența lui Dumnezeu și-a transformat casa în temniță, în pușcărie. Și sunt atâția oameni, atâtea familii a căror casă arată așa, o temniță. Soția se teme să vorbească în casa aceea. Soțul se teme să spună ceva în casa aceea. Copiii nu au un cuvânt în familia aceea. Pentru că este un zbir acolo. Este un șef de temniță acolo. În casa aceea, în familia aceea. Este o temniceră acolo, în casa aceea, în familia aceea. Și acolo totul se dictează, acolo este o singură opinie, acolo se face un singur lucru, acolo, dacă vorba aceea, cineva a întrebat, ce ai văzut vreodată farfurii zburătoare? Știți că sunt obiecte zburătoare neidentificate. Și zice, da, am văzut. Unde ce? În bucătărie. Zice. Tata se juca cu ea. Pușcărie. Apostolul Pavel spune o casă memorabilă. Vedeți că și memoria logofătului acestuia a rămas în memorie. Dar cum? Este o memorie tristă. Deci este expresia de tristă faimă. E tristă faină. De ce avem mâine despre casa ta sau despre casa mea această memorie? O casă în care nu pot să-l văd pe tată. N-are ce căuta în casa mea. Nu pot să-l văd pe mamă. N-are ce căuta în casa mea. Nu pot să-mi văd rudele. N-au ce căuta în casa mea. De ce să aibă casa mea o astfel de memorie? De ce n-ar fi casa mea un loc în care este prezent Dumnezeu? Ia uitați de ce este memorabil Acuila și Priscila. Spune-ți sănătate bisericii din casa ta. Știți că Dumnezeu locuiește în biserica Lui? Știți lucrul acesta? De ce este bine să avem biserică în casă? Pentru că acolo locuiește Domnul. Acolo locuiește Dumnezeu. Și unde locuiește Dumnezeu, frașii surori, doamnelor și domnilor, acolo sunt binecuvântări nespuse. Îndurări nespuse. Har nespus. Caută să fie casa ta o biserică. Și înțelepțește-te de azi încolo să nu ne fie casa ta o pușcărie. Și vă reamintesc din nou, o pușcărie nu numai soțul o face, și soția o face, nu numai părinții o fac, și copiii o fac, nu numai copiii o fac, și părinții o fac. Trebuie să avem grijă
de ce este în casa noastră și de ce binecuvântarea întârzie să vină. Repet, vorbim despre o familie memorabilă. Este familia Aquila și Priscila, pe care Apostol Pavel o amintește imediat datorită cooperării, colaborării cu el. În primul rând este o familie implicată pozitiv, în al doilea rând este o familie care și-a transformat casa în biserică. Și apoi, în treia rând, ca și tuturor doamnelor și domnilor, o familie memorabilă în sens pozitiv este o familie înțeleaptă. Este o familie înțeleaptă. Partea a doua, versetului 5, spune în felul următor. Spune sănătatea lui Epene, preiubitul meu, care a fost cel din rod al Asiei pentru Hristos. Anumite manuscrise și faptul că suntem în același verset lasă să se înțeleagă că Apostolul Pavel sugerează că acest Epenet, pe care îl amintește, s-a mântuit în casa lui Priscila și Aquila, în biserica aceea, în casa lui Aquila și Priscila. Și am spus ceea ce înțeleptul Solomon vorbește în Proverbe. Înțeleptul câștigă suflete, nu le pierde. O casă memorabilă este o casă care are înțelepciunea lui Dumnezeu. Se câștige suflete. Se câștige suflete în procesul mântuirii. Se câștige suflete ca prieteni. Se câștige suflete nu în sensul să le manipuleze, ci se câștige suflete pentru Dumnezeu. În sensul să vină în ajutorul lor în vederea ușurării stărilor. Să poată să ridice de peste ei povara, să poată când cineva, când a intrat în casa ta sau în casa mea, după ce a stat de vorbă cu tine sau cu mine în casa mea, ori cu tine în casa ta, după ce și-a putut vărsa focul inimii și necasul inimii, să te poți ruga cu sufletul acesta, cu persoana aceasta și apoi la sfârșit când pleacă să spună, mă duc așa de ușurat. Așa de bine îmi pare că am venit. Așa de bine îmi pare că v-am întâlnit. Am găsit în casa voastră liniște, am găsit eliberare, am găsit pace, am găsit în casa voastră o adevărată binecuvântare. Ai câștigat un suflet, ai câștigat un prieten, ai câștigat pe cineva care va fi alături de tine la vremea potrivită, pentru că fiecare avem în experiența mersului vieții acele momente în care este mai evident ca în alte ocazii că avem nevoie de prieteni, avem nevoie de frați, de surori, de oameni care să ne sprijinească, să ne ajute. Cu rugăciune, cu o masă, cu o invitație, cu o vizită, cu un telefon, cu un card. Sunt multe modalități care te pot ridica, care mă pot ridica. Și dacă am câștigat suflete în direcția aceasta, profitul, dacă vreți, binecuvântarea este a mea și este a casei mele. Da, dacă cineva se gândește în momentul acesta al mesajului meu, sunt oameni la care le-am făcut bine și mi-am întors spatele. Sigur, avem și experiența aceasta, dar asta nu însemnează că dacă o experiență negativă sau două sau zece s-a întâmplat cu mine sau s-a întâmplat cu tine, noi trebuie să încetăm să ne purtăm ca oameni înțelepți. Nu cred că trebuie să lucrul acesta. Din potrivă, înțelepciunea noastră trebuie să se vadă tot timpul cât Dumnezeu ne-a lăsat în viață și suntem înaintea Lui în viață. Nu este așa? Deci, în concluzie, în această zi specială, când ați văzut copiii aduși înaintea Lui Dumnezeu, în această zi specială, când ai deschis internetul și te-ai uitat și ai zis, ia să vedem, poate este un cuvânt pentru mine. Cuvântul de astăzi este un cuvânt pentru familie, un cuvânt pentru casă. Un cuvânt pentru tine și pentru mine, pentru casa ta și pentru casa mea. Am vrea să avem familii de care să ne bucurăm și care să prospere. Dacă vrei să prosperi și dacă vrei să te bucuri, casa ta și casa mea trebuie să fie o familie memorabilă în sensul divin al cuvântului, în sensul pozitiv al cuvântului. Și o casă, o familie memorabilă, este una care se implică pozitiv în lucrul Domnului, în vătășia frățească, în primirea de oaspeți. O casă memorabilă este una care transformă familia lor în biserică și evită să nu arate închisoare niciodată, așa cum s-a întâmplat pe vremea lui Ieremia și cum se întâmplă în timpul nostru cu prea multe familii. O casă memorabilă este o casă în care se vede înțelepciunea. Înțeleptul câștigă suflete.
Și sufletele pot să fie câștigate în procesul mântuirii sau pot să fie câștigate rămânând prietenii tăi, prietenii casei tale, prietenii familiei tale. Dacă ai câștigat suflete pentru Domnul, binecuvântarea este următoare. Apostolul Pavel, scriind contemporanilor săi, spune: mă bucur de voi, pentru că voi ați fost câștigați prin Evanghelia mea. Voi veți fi cununa bucuriei mele. Dacă ai câștigat suflet pentru Domnul, fiecare suflet este un diamant în corona pe care o vei primi urmă. Literal înțelege lucrul acesta, nu figurativ, alegoric. Așa se va întâmpla. În corona care o pregătește Dumnezeu, care stată pentru tine și pentru mine, dacă ducem până la capăt mântuirea noastră, va fi un diamant în plus, o strălucire în plus. Este sufletul pe care l-ai câștigat în procesul mântuirii. Dacă sufletul pe care l-ai câștigat este un frate sau o soră, ți-l-ai câștigat ca prieten. Și aduceți-vă aminte ce spune înțeleptul Solomon. De multe ori, un prieten de aproape este mai eficient și mai bun decât un frate sau o rudă de departe. Deci, haideți să facem ca familia noastră, casa noastră, să fie o familie memorabilă. Dar nu în sensul negativ al cuvântului, ci în sensul pozitiv. Iar dacă urmărești adevărat să prosperi și să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, urmează pașii aceștia pe care Apostolul Pavel atât de maestru știe să îi pună împreună doar în trei versete despre o casă care a rămas în memoria bisericii. Este casa lui Acuila și lui Priscila. Mă rog, Domnule, ca familiile noastre, casele noastre, să rămână în memoria Domnului. Și Domnul să-și aducă aminte de bine despre casa ta, despre casa mea, așa cum Nemia se ruga întotdeauna și așa. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeule, de Biserica Emanuel spre bine. Adu-ți aminte de familiile din Biserica Emanuel spre bine. Adu-ți aminte, Doamne, de toate familiile care se închină cu noi, fie în biserică, vizitându-ne, fie pe internet, spre bine. Și dă-le tuturor, Doamne, bunăvoința ta. Amin.